Bună ziua, vă salut, Tatiana. Astăzi voi veni cu un model foarte simplu și foarte ușor. Eu l-am încercat, este acest model. Îl putem folosi pentru a lucra bluzițe, șarfe, chiar și o pânglicuță și, bineînțeles, îl puteți folosi în modul în care doriți dumneavoastră. Modelul în sine este foarte ușor, poate fi lucrat cu orice tip de fir și, bineînțeles, cu croșetul adaptat acestuia. De asemenea, poate fi lucrat pentru a face anumite pleduri pentru copii. O eșarfă foarte, foarte ușoară pentru primăvară-toamnă. Modelul este frumos și accesibil. După cum vedeți, eu l-am încercat aici, am avut o bucățică de fir, am vrut să-l folosesc într-un mod util și astăzi vă voi prezenta modul în care se lucrează. Vom avea nevoie să punem un număr de ochiuri de lanț divizibil cu 6. Deci voi începe lucrând un număr de ochiuri de lanț, după care voi prezenta modelul inițial. Nu uitați, divizibil cu 6. După ce ați pus numărul de ochiuri dorit de dumneavoastră, așa cum vă spuneam, divizibil cu 6, vom lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Acestea vor ține locul unui picioruș dublu. Este obligatoriu să le facem acestea la sfârșitul rândului, al primului rând. Apoi voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet și voi face un picioruș dublu. Voi continua lucrând piciorușe duble în corespondența fiecărui ochi de lanț. Deci acest rând va consta doar în a lucra piciorușe duble pentru fiecare ochi de lanț, un picioruș dublu. Ajunse la capătul rândului, vom face 3 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucrul, vom număra, deci acesta este primul picioruș, de la acesta începând vom număra 1, 2, vom intra în corespondența celui de-al treilea, voi lua firul pe croșet, deci intru în corespondența celui de-al treilea picioruș, voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț. Voi sări din nou. 1, 2. Voi intra în cel de-al treilea picioruș. Aici voi face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț. Firul pe croșet. Voi sări din nou 2 piciorușe. Voi intra în cel de-al treilea. Și voi face din nou piciorușul dublu, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Și continuăm cu cele 3 ochiuri de lanț, cu piciorușul scurt în corespondența celui de-al treilea picioruș, din nou 3 ochiuri de lanț și așa vom continua până la sfârșitul rândului. Deci în felul acesta trebuie să se prezinte. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului. 1, 2, voi intra în cel de-al treilea, voi lua în considerare și voi continua să lucrez. Ajuns la capătul rândului, voi face un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment vom lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul, firul pe croșet
și în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, voi lucra primul picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu, voi închide toate împreună, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, în corespondența acelui spațiu, voi lucra din nou un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le închidem împreună, ochi de lanț de separare, iar acum vom face cea de-a treia serie de piciorușe duble. Deci primul picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, le voi închide împreună, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, după care mă voi deplasa în corespondența următorului spațiu format din cele două ochiuri de lanț de separare și voi continua să lucrez aceleași două piciorușe duble pe care le unesc împreună, firul de lanț de separare, din nou cele două piciorușe duble, le voi închide împreună, ochiul de lanț de separare, cea de-a treia serie de piciorușe duble, pe care le voi închide împreună, un ochi de lanț de separare, și mă voi îndrepta din nou în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra aceeași serie. Nu uitați de ochiul de lanț de separare. După cum vedeți, până acum totul merge simplu, ușor. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Și așa se va prezenta ceea ce obținem. Am ajuns la sfârșitul rândului, de această dată acest rând îl vom lucra, îl vom închide de fapt, lucrând un picioruș dublu înalt. Deci am luat de două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul din rândul anterior și voi lucra piciorușul dublu înalt. În felul acesta închidem. Voi continua lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și voi întoarce lucrul. În acest moment voi începe să lucrez în corespondența fiecărui ochi de lanț de separare un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare. Voi intra în următorul spațiu format din ochiul de lanț, din nou picioruș dublu, ochi de lanț de separare. Voi continua în corespondența ochiului de lanț de separare dintre aceste două rapoarte. Voi face piciorușul dublu, ochiul de lanț de separare. Din nou voi continua. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț de separare din rândul anterior, noi vom lucra un picioruș dublu, urmat de un ochi de lanț de separare. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Ajunse la sfârșitul rândului, vom închide totul cu un picioruș dublu. Continuăm cu trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Vom întoarce lucru, iar acum, în corespondența ochiului de lanț de separare, vom face un picioruș dublu. În corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, din nou, un picioruș dublu. Deci acest rând va consta în a lucra piciorușe duble pe întreg parcursul rândului, atât în corespondența ochiului de lanț de separare, cât și în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Iar noi vom continua singure.
În momentul în care ajungem la capătul rândului, vom închide cu un picior uș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picior uș. În acest moment, noi am obținut exact aceleași număr de piciorușe cu care am plecat aici, la începutul modelului. Ceea ce urmează este să repetăm, practic, începând de la cel de-al doilea rând, trei ochiuri de lanț, vom întoarce firul pe croșet, vom intra în corespondență celui de-al treilea picioruș și vom repeta piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, piciorușul, cel de-al doilea picioruș dublu, în corespondența aceluiași fir. Deci vom repeta efectiv toate aceste rânduri. În felul acesta obținem acest model care, așa cum v-am spus, mie îmi place foarte mult, este foarte ușor de lucrat. Odată plecate și învățați pașii, puteți lucra fără nicio problemă. Eu sper să vă fie de folos acest model, sper să îmbrățișați cu drag această idee și ca întotdeauna vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!